Accident cu un tânăr băut și fără permis în această dimineață pe drumul județean 546 în comuna Curtișoara. Șoferul este un băiat de 18 ani din Slatina care nu avea permis auto. Din cauza vitezei a intrat într-un cap de pod, răsturnându-se apoi în șanț. Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că în eveniment a fost implicat un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 18 ani din municipiul Slatina, județul Olt, care, din cauze ce urmează a fi stabilite, a părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod, răsturnându-se în afara părții carosabile. În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că tânărul nu doar că este băut, dar nu are nici permis. În urma verificărilor efectuate în bazele date ale Poliției Române, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 0,68 mg per litru, alcool pur în aerul expirat. Tânărul se afla singur în autoturism. În urma accidentului, el a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. În cursul dimineții s-a prezentat, în jurul orelor 4, s-a prezentat un tânăr de 18 ani care a suferit un accident rutier, spectaculos de altfel, dar din fericire soldat cu traume minore. Tot ce a suferit, echimoze și traume, tânărul au fost superficiale, nu a necesitat internarea și a fost îndrumat către domiciliu, cu tratament conservator dat de către medicul chirurg, fără prea multe probleme care să ridice sau să pună viața tânărului în pericol. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul. Șoferului a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și conducere sub influența alcoolului.